toate instituțiile de învățământ din țară dispun de fișe școlare, acte care prezintă o informație succintă despre fiecare elev în parte. Deci, fișa este un document. Dar care este sensul substantivului fisă, se vor întreba unii. Să aflăm ce ne spune Dexul de pe stradă. Nu, iată, spre exemplu, la bancomate folosim fise pentru a servi o cafea. Fisă? Nu știu, cred că nu-i corect, poate ești să întrebăm să azi undeva, dar... Este cuvântul fisă și este cuvântul fișă. Fișă se are vedere hârtie, dar fișă poate să fie mai multe lucruri. Asta e noțiune tehnică. Fișă de lucru. Fișa medicală este la medicul de familie. Fișă. Fișă. Mi s-a pierdut fișa medicală. Am îndeplinit astăzi fișa de post. Fisă, cred că fisură, găură. În dicționarul explicativ al limbii române, cuvântul fisă are următoarea definiție. Mică placă de metal, de os, de material plastic, care poate servi drept marcă de plată în localurile de consumație sau la jocurile de cărți. Jeton, piesă metalică în formă de monedă, care, introdusă în mecanismul unui automat, declanșează funcționarea acestuia. Fișă înseamnă foaie mică de hârtie sau de carton folosită pentru a face însemnări în cursul unei documentare sau în vederea elaborării unei lucrări. Act care cuprinde datele personale ale cuiva. Foaie mică și groasă de hârtie sau de carton de formă dreptunghiulară pe care se fac diferite notițe. Iată câteva propoziții în care cuvintele fisă și fișă sunt întrebuințate la locul potrivit. Pentru întocmirea unei lucrări trebuie cercetate fișele de bibliotecă. Fișa mea medicală se află la doctorul de familie. Mașinile de spălat și uscătoarele funcționează cu fise speciale. Introducem fisa în aparat și primim cafeaua. Nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.